Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la ce se întâmplă pe DC News și DC News TV. Îl salut pe domnul ministru al energiei, Virgil Popescu. Bună ziua, domnule ministru. Bună ziua. Și sunteți interimar și la economie, începând de ieri, nu? De ieri, de la 4 jumate. Bun. La economie sunteți ca acasă, pentru că ați mai fost ministru al economiei înainte ca cele două ministere să se despartă în această coaliție. Ce ați găsit la Ministerul Economiei după ce a plecat domnul Năsui? Acum, nu pot spune că m-am dus să găsesc ceva sau să caut ceva. Pur și simplu, când am ajuns ieri la minister, am și spus, am fost ușor dezamăgit, nu mai era niciun secretar de stat, toate că era ora 5 la cât am ajuns, nu mai era absolut. Nimeni, erau secretarii generali, secretarii generali adjunct, directorii, deci oamenii care lucrau în minister erau acolo. Nu m-am întâlnit nici cu domnul ministru Năsui. Sper să facem un protocol de predare-primire până într-un termen rezonabil, dar în schimb am verificat anumite lucruri care apăruseră în preț, acele grăbiri de mandate în AGA, de prelungirea mandatelor unor membri în Consiliul de Administrație, și am preferat, ca să nu există suspiciuni, să nu existe probleme, că se întâmplă lucrurile foarte brusc, foarte repede în ultimele zile de mandat, să anulez acele ordine de mandate în AGA și să examinăm rând pe rând, ulterior, fiecare companie, rapoartele membrilor Consiliului de Administrație la 4 luni, la 2 luni și să luăm ulterior decizii. Să nu ne grăbim vis-a-vis de acest lucru. Un singur lucru l-am remarcat și aici trebuie să ne edificăm, pentru că vorbim de o rezervă strategică a României, de rezerva de grafit. A apărut în presă diverse probleme, diverse suspiciuni cu privire la o licitație referitor la un perimetru pentru care Salrom nu are licență, dar a plătit pe acel perimetru să se execute o consultanță, și acolo am trimis corpul de control să vedem dacă așa este sau dacă nu este. Practic, așa. Pe subiectul sare, care înseamnă și alte rezerve. Pentru, de ce să nu vă spun? Anul trecut, trebuia, când eram ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, era cât pe aici să expire licența de grafit a SN Salrom. Eu am insistat foarte mult la acea dată Consiliul de Administrație, în ciuda opoziției unor membri ai Consiliului de Administrație, mi se pare inclusiv doamna fost secretar de stat Fătu s-a opus în acea ședință a Consiliului de Administrație pentru prelungirea licenței. S-a prelungit licența, deci pe vremea mea această licență de grafit a fost prelungită. Era doamna care venea chiar de la Salrom ca secretar de stat. Da, exact, doamna Fătu, care era secretar de stat, s-a opus în acea ședință de Consiliul de Administrație. Din fericire, statul român a avut majoritate, a trecut acest lucru, s-a obținut prelungirea licențelor. Pe acel perimetru nu era licență. În urmă cu câteva luni de zile, Nuclear Electrică a solicitat o cooperare cu Salrom vis-a-vis de exploatarea licenței și prelucrarea grafitului. Grafitul este un element esențial. Absolut. În nuclear. Sunt în discuții cele două companii. Eu cred că statul român, cele două companii pot face o colaborare fructuoasă pentru a exploata acest grafit și aduce foarte mulți bani și a pune România pe hartă. Statul român e majoritar. Exact, statul român. Vreau să vă întreb, domnule ministru, există vreo diferență de viziune între dumneavoastră cu privire la aceste două companii și nu numai, pentru că statul român e majoritar și în alte companii. Și fostul ministru, pentru că la un moment dat s-a speculat că scoțând pe bursă statul ar putea, în condiții nu tocmai bune, ca și moment economic, statul ar putea să piardă majoritatea de acțiuni. Haideți să vorbim de două lucruri. Eu am spus așa, în domeniul strategic, cum este domeniul energiei, statul român trebuie să-și mențină controlul. Asta am spus, am intrus în programul de guvernare, nu a fost absolut, ca să fim corecți, nicio obiecție din partea niciunui partener. N-au obiectat din punctul acesta de vedere. Sunt adeptul listării pe burse, inclusiv în companiile din energie, și noi dorim să listăm un pachet de 15%, dar în așa fel încât să nu pierdem controlul strategic al statului român în acele companii. O listare pe bursă îți dă o transparență, îți atrage capital, o companie devine mult mai profesională în momentul când este listată pe bursă, este auditată extern, este în văzul tuturor. Deci din punctul ăsta de vedere sunt totul de acord. După părerea mea, și sarea este o rezervă strategică a României și nu cred că acolo ar trebui privatizat. Dacă
un acționar minoritar dorește să listeze pe bursă un pachet minoritar, nu avem absolut nimic. Pachet minoritar. Pachet minoritar, nu avem absolut nimic. Dar, din păcate, statul român la 51% cât are, nu prea poate să mai listeze, pentru că devine minoritar în această companie. Nu cred că se pune problema de listare a unui pachet al statului român pe bursă de la compania sării. Bun, vreau să vă întreb, domnule ministru, știrea pe care ne-ați dat-o e că ați trimis codul de control ca să lămurească niște lucruri care au apărut în presă. O să ne întoarcem la chestiunea asta cu ce se întâmplă în coaliție, dar vreau să mergem, domnule ministru, la alte probleme și o să începem cu o factură. Chiar dacă tazul ăsta pe care o să-l vedeți pe ecran s-a rezolvat. S-a rezolvat pentru că acea companie care a emis factura a fost sesizată și și-a recunoscut vina. Dar asta înseamnă că cetățeanul s-a ținut de cap lor. 739.051 de lei pentru un apartament de două camere în care timp de un an a locuit nimeni acolo. Da, cunosc cazul, cred că de săptămâna trecută, exact. 100 și ceva de mii de euro, cred că acesta este cazul, dar pe lângă cazul acesta deci mai a fost și cazul de 27 de mii de euro și de 40 de mii de lei. Deci, eu le-am spus la întâlnire, la întâlnirea cu toți furnizorii, nu numai cu cei pe care i-ați prezentat dumneavoastră, că e normal să aibă niște filtre, atât firma de distribuție care citește contoarele și firma de furnizare care emite facturile, niște filtre în aplicațiile informatice pentru a putea trimite deoparte și reanaliza facturile care ies din profilul de consumator al unui client. Se pare că au avut niște probleme în aplicațiile informatice, toți cei care au emis așa factură, încât s-au strecurat aceste sau au ieșit aceste facturi și s-au dus către cetățeni. Aceste facturi, în mod normal, dacă s-ar fi întâmplat într-o companie care era, să zicem, foarte atentă la ce se întâmplă și filtrele funcționau, era pusă deoparte, era investigat, se trimitea la domiciliul clientului respectiv o echipă, se verifica încă o dată contoarul, se verifica dacă sunt probleme de citire sau sunt probleme de contoar și nu ajungeam în situația aceasta ca oamenii să treacă printr-un stres ce facem cu această factură. Unii pot face infarct. Exact. Mai ales cei care sunt pe salariu minim. Și care au anumită vârstă. Se gândesc că pierd apartamentul. Și n-a fost un caz, cred că dacă le numărăm așa au fost vreo groază de cazuri. 10.000 sunt cele care au intrat pe lista sesizărilor la instituții ale statului român. Nu toate au fost de genul facturi de genul acesta. Au fost foarte multe sesizări. Când vorbim de 10.000... Cred că vreo 11.000, nu știu, exact. 43, parcă, dacă nu când vorbim de... Pare un fenomen de masă. Da, e un fenomen și sunt și companii noi, cum este în domeniul furnizării către clienți cazii, cum este domeniul hidroelectrice, dar sunt și companii, cum este aceasta, cum sunt și altele, care au totuși un background, care au aplicațiile informatice verificate de mult timp, sunt de mult în piața furnizorilor, de clienți care n-ar trebui să se întâmple așa ceva. Să știți că am discutat foarte franc cu asociațiile lor și au venit fiecare la masă, e complicat să explice. Chiar e complicat. Și pentru ei complicat să explice. Și pentru ei este foarte complicat. Vreau să pun o întrebare tranșantă. Știu că din postura de ministru fiecare vorbă trebuie cântărită cu grijă. Având în vedere și momentul în care au apărut lucrurile astea, e posibil să fie în spate o intenție? N-aș vrea să cred așa ceva. De care urmărește altceva? N-aș vrea să cred așa ceva. Să știți că au fost și foarte mulți colegi de-ai mei care m-au întrebat, nu cumva cineva face lucrurile astea? Da, e normal să punem întrebarea pentru că... Eu nu cred, nu, refuz să cred așa ceva, deci nu. O luăm ca o greșeală, o să năsprim foarte mult legislația și am terminat... În ce sens? În ce sens? Am terminat de transpus, am zis că o să fac o modificare la... Directiva 944 energie electrice, care trebuie să o transpunem acum. Și am finalizat transpunerea și am înăsprit foarte mult amenziile pentru citire eronate, pentru facturi eronate, pentru abatere repetate. Și tot directiva ne spune că o abatere repetată înseamnă cel puțin 3 abateri în decurs de 6 luni de zile. Deci dacă acest lucru ar fi fost în vigoare, vorbeam de amenzi prin cifra de afaceri între 2-5%. Pentru că dacă îi dai unei companii o amendă de genul acesta, sunt convins că își va pune toate sistemele informatice la punct și va avea grijă să nu se repete acest lucru. De ce am pus întrebarea asta? Pentru că fenomenele astea au apărut așa brusc în proporție de masă fix acum și atunci te întreb dacă e posibil să fie cumva un fel de șantaj economic sau un fel de tipul, dacă te muți ca și consumator la alt furnizor, hai să ne răzbunăm puțin pe tine.
Refuz să crezi acest lucru, dar am observat alt sistem, altă problemă în piață a companiilor mari care dețin atât furnizare cât și distribuție pe o zonă. Și în momentul când un client se mută de la furnizorul care deține distribuția, apar ușoare șicane în timpul procesului de mutare. Șicane inclusiv îi se recomandă să nu se mute, pentru că nimeni va face nimeni deranjamentele în caz când se întrerupe curentul. Or, acest lucru este complet fals. Dar nu orice... e și ilegal? Este complet ilegal. Este practică complet neconcurențială și complet nelegală. Eu am sesizat-o și Consiliul Concurenței. Ei se uită foarte atent și chiar am discutat cu domnul Chirițoiu, se uită foarte atent pe acest lucru. Pentru că un distribuitor încasează un tarif de distribuție de la orice client casnic, indiferent ce furnizor are, și are obligația să întrețină și să repare și să intervină la deranjamente în momentul când în zona lui de distribuție apare acest lucru. Deci indiferent cine este furnizor, indiferent cine vinde energia electrică sau gazul natural, că vorbim de același lucru, pe țevile de gaze natural sau pe sârmele, ca să ne exprimăm așa mai direct și mai pe înțelesul tuturor, de energie electrică. Bun, domnule ministru, mai e o chestiune pe care au remarcat-o cei care știu să-și citească factura și se pricep. De ce au făcut unii furnizori regularizare pe perioada ianuarie-iunie, de pildă, pe prețul liberalizat, când ar fi trebuit să o facă pe prețul reglementat care era în vigoare atunci? La 31 decembrie a fost ultimul preț reglementat. La 1 ianuarie 2021 am intrat pe liberalizare. Deci dacă e consum aferent lunii ianuarie, consum aferent perioadei de liberalizare, care poate fi în piața concurențială sau în piața acelui serviciu universal care a fost. Acum bănuiesc că până la urmă o să regularizeze pe prețul care a fost în lunile respective, pentru fiecare lună în parte, pentru că poate în ianuarie era în serviciu universal, dar în februarie a fost în serviciu concurențial mai bun. Pentru că unii au avut contractul semnat de așa manieră încât timp de un an prețul trebuia să fie ăla pe care l-au semnat când au semnat contractul. Da, și când vin liberalizarea cu reglementarea, cu regularizarea pe alt preț, deși tu ai avut un contract semnat pe prețul vechi care trebuia să fie în vigoare, îți pui întrebări de ce au făcut asta. Sigur că da. Deci toate lucrurile astea trebuie verificate. Cine este instituția în statul român care ar trebui direct responsabilă direct? Avem o singură instituție care reglementează piața de energie electrică. Deci nu Ministerul reglementează piața de energie electrică, ci Autoritatea de Reglementare în Energie. ANRE-ul. Ea reglementează piața energiei electrice. Mai mult este... Nu că este în subordinea Parlamentului, este ok că în subordinea Parlamentului, este complet independentă prin legea ei și prin legea europeană. Nicio instituție a statului, nici Parlamentul, nici Ministerul, nici Guvernul nu poate să interfereze în activitatea acestea. Nu avem și voie. Și cine o controlează atunci? Comisiile parlamentare. Comisiile parlamentare au fost comisii de anchetă ale Autorității de Reglementare, dacă ne aducem aminte, dar eu n-am văzut până acum. Am fost parte a comisiilor de anchetă, n-am văzut nici până acum acel raport aprobat în plen. În fine, ideea este că în legea de funcționare a ANRE nu permite, că probabil o să mă întrebați, nu permite schimbarea comitetului de reglementare decât în cazuri excepționale, în cazuri de, probabil, de încărcare a legislației într-un mod repetator. Nu putem vorbi în momentul de față de încălcarea legislației. Bun, dar eu când aud de la vicepreședintele ANRE la televizor următorul mesaj, și sunt un om enervat pe facturile care mi-au venit, și aud următorul mesaj: la gaze naturale situația cred că este gravă, acolo practic nu există nicio ofertă mai avantajoasă decât prețurile oferite automat de către cei doi mari furnizori de gaze naturale, E.ON și Energie, sau Engie, nu mai știu, mă rog, care acoperă peste 90% din populația țării. Consumatorii casnici de gaze naturale, prețurile care se aplică de la 1 iulie. Și atunci concluzia este că nu este momentul cel mai potrivit de trecere în piața concurențială, pentru că acele prețuri avantajoase, atractive, au cam dispărut. Rezultatul în piață, cu amănuntul, unde vedem aceste creșteri, este oarecum normal, pentru că prețurile atât la gaze cât și la energie electrică pe piața angro au crescut foarte mult în ultimele 4-5 luni. Deci ne spune că e normal la gaze tot. Deci, ce fac eu, cred că ați urmărit declarațiile mele, care, fiind și om politic, sunt mult mai responsabile. Nu mă aventurez în a spune cât crește prețul, cum crește prețul, dacă crește prețul, dacă scade prețul. INE se spune că a crescut prețul la gaz deja cu 20% în ultimul an. Revenind la colegul meu, vicepreședintele din ANRE, eu cred că un comportament al unui membru al Comitetului de Reglementare trebuie să fie foarte prudent.
Nu cred că trebuie să vorbească în piață despre creșteri ale prețului, despre creșteri și iminente. Și că e normal. Și că aceste lucruri sunt normale. Cred că trebuie să se abține. Eu așa aș face dacă aș fi un membru al Comitetului de Reglementare. Fiind independenți, fiind o autoritate de reglementare, cred că ar trebui să fie foarte prudenți în declarații. Și să iasă cu declarații doar în momentul când cu adevărat trebuie să ieși, când ai făcut o investigație și s-a întâmplat să găsești anumite lucruri în piața de energie electrică. Nu cred că este momentul să vii să spui că prețurile sunt mari sau sunt mici sau bun, sunt... Da, întrebarea rămâne, domnule ministru, ca și efect al acestei declarații. Dânsii evident că sunt independenți, dar dacă lor li se pare normală creșterea, atunci de competența cui ar fi rezolvarea problemei din moment ce ei sunt singurii care ar putea să o rezolve, dar li se pare normală creșterea? Acum există mai multe metode de a interveni în momentul când creșterile de preț apasă asupra buzunarului. O metodă este în momentul când vorbim de turbulențe foarte mari pe piață, dar această metodă este exclusă în acest moment, pentru că dorim altfel să ajutăm populația, ar fi plafonarea pe o perioadă de timp, pe legea concurenței, maxim 6 luni de zile a prețului. Nu cred că este o soluție bună, atât eu cât și premierul am declarat acest lucru, cred că preferă... A solicitat Varăjan Pambucian, practic, această chestiune. Plafonarea regim de urgență a prețurilor în domeniul energiei pentru o perioadă de 6 ani și reprimarea drastică a tendințelor de cartelare în domeniul energiei. Vis-a-vis de reprimarea tendințelor de cartelare, sunt întru totul de acord cu dânsul. Timp de 6 ani, cred că a fost preluat greșit. Legea concurenței și legea europeană... 6 luni. 6 luni de zile permite această plafonare. Asta este o metodă. O faceți? Nu, am spus că nu sunt adeptul acestei măsuri, dar, în schimb, sunt adeptul ajutorii unei categorii mai mari decât consumatorul vulnerabil în aceste condiții de piață, de piață volatilă, în care prețul a crescut și de aceea lucrăm la Ministerul Energiei împreună cu Ministerul Muncii și o să prezentăm premierului o soluție, un proiect de ordonanță de urgență de a compensa facturile românilor până la nivelul venitului mediu sau consumului mediu. Și cum s-ar aplica această compensare? Această compensare vrem să o aplicăm pe perioada de la 1 noiembrie 31 martie, pe exact pe perioada de iarnă când consumul de gaze crește. Energia electrică, să știți că e aproape constantă. Deci nu, dar vrem să compensăm inclusiv la energia electrică și în funcție de consum, de consumul fiecăruia, va primi o anumită reducere pe această factură. Nu mă întrebați valori, pentru că încă nu sunt finalizate și eu am un principiu, până nu finalizez, nu prezint în interiorul guvernului și finalizăm, nu ies public să spun acest lucru, dar vă pot spune că sunt compensare în un mecanism de compensare care vrem să se aplice foarte ușor, adică nu vrem să punem milioane de oameni pe drumuri să justifice venituri sau ceva. Deci asta nu vrem să se întâmple. Păi și cum faceți atunci? Trebuie să o luați dintr-o bază de date? Avem situația. Discuții, exact. Am discuții și ieri am avut discuții. O să am în continuare discuții cu Asociația Furnizorilor. Fiecare furnizor, și ați vorbit la un moment dat de gaze naturale, 2 furnizori împar 90% din piață. Păi da, nu e asta a fost. Cam asta monopol, ca asta moștenit. De aia ne chinuim să liberalizăm în așa fel încât să fie cât mai mulți pe această piață concurențială care trebuie să fie. Discutând cu furnizori, avem clar profilurile, consumurile medii, consumurile pe fiecare furnizor. De acolo ne luăm datele. ANRE-ul, de asemenea, agregează toate datele de la furnizorii de energie electrică și gaze naturale și avem deja un profil de consumatori medii în România. Vă pot da un exemplu la energie electrică, 4 milioane și jumătate de gospodării. Și aici vorbim, dacă mulțim cu 2, de 9 milioane de... Aproape jumătate din populație. Jumătate din populație, care au un consum în jur de 50 de kW lunar. Asta înseamnă sărăcie energetică. Asta înseamnă, da. 50 de kW lunar, atât consumă... Sărăcie energetică. Am rămas foarte surprins, de exemplu, tot din datele date de la furnizor, nu o să-i dau numele, sunt vreo 200.000 de gospodării care consumă până în 5 kW pe lună. Vă dați seama că asta... Deci, practic, nu stă nimeni acolo. Asta e ideea. Deci, nu stă nimeni acolo, nici măcar un consum odată. Nu poți spune că e casă de vacanță, că dacă te duci odată acolo, tot consumi mai mult decât... Deci, sunt foarte multe. Și poate vedea deci, că ai vârful de consum. Exact. Deci, ideea este că, discutând cu ei, cu datele care le pun la dispoziție, sunt convins că o să găsim soluția ca să ducem țintit pe oamenii care au consum mediu sau venit mediu. Există foarte mulți care se întreabă, dumne,
ceea ce vedem acum, prețul e de la liberalizare, în primul rând? Nu, este exclus să fie prețul acest lucru de la liberalizare. Vă dau un exemplu. Hai să-i luăm pe rând. Exemplu de la gaz. Liberalizarea a fost făcută anul trecut. Prețurile au scăzut foarte mult anul trecut. Păi da, a fost o pandemie care a opit A fost o pandemie, dar gândiți-vă că am avut... Și benzina era foarte scăzută când n-aveam voie să circulăm. Am avut un match, un ping-pong cu furnizorii de gaze anul trecut, în care ei spuneau că va crește prețul la liberalizare. Și eu spuneam că nu. Asta era dorința lor. Asta era dorința lor. Deci, iar eu am avut ping-pong cu aceștia și, până la urmă, eu am avut dreptate. La data respectivă n-am văzut pe nimeni din ANRE să iasă, să facă declarații, să vină în susținerea mea să spună prețurile nu vor crește. Au tăcut atunci. Au tăcut. Atunci au tăcut. De ce? Întrebați pe tăși. Vă întreb pentru că sunt fenomene greu de explicat la un moment dat. Sunt oameni care zic așa, domnule, n-am înțeles. Foarte mulți mi-au scris. Mie mi-intră în casă aceea sârmă pe care primesc curent electric sau aceea țeavă pe care primesc gazul. Ce e cu chestia asta cu mai multe oferte în piață, cu mai mulți furnizori, când gazul, țeava... O să explic și asta, dar să ne întoarcem. Adică... Prețul la gaz natural a fost relativ, în termeni rezonabil, până la data de 1 iulie. La data de 1 iulie a început să crească. Intând cu aceeași dată cu 1 iulie, a început să scadă tranzitul de gaze prin Ucraina, a început să se reducă transferul de gaze către Europa, a crescut în Asia. Deci, practic, în momentul de față, am spus-o, este un preț conjunctural al gazului natural indus de către Federația Rusă prin Gazprom, prin reducerea livrărilor către Europa. Bursa de la Viena este peste bursa de la București, bursa din Olanda este peste bursa de la București. Înțeleg că sunt anumiți colegi de-ai mei în piață care spun că nu e bine că prețul în România este sub prețul burselor europene, pentru că există și o tendință, piața fiind liberă, să ducă o parte către export. Și de aia importăm. Logic, în momentul când ești într-o piață, când importăm, că oricum România și importă, nu poate să-și asume să-și asigure din producția internă necesarul de producție, logică și importă și exportă. La 6 luni de zile, exportul a fost de 4%. Probabil că acum a crescut. Există o suspiciune pe care am sesizat-o la specialiști prin discuțiile pe care le poți urmări pe pagini de socializare sau nu numai. Și anume că unii intenționat au redus producția în România, ca România să fie obligată să importe. Vreau să vă spun că o singură reducere... Nu cred. Evident că rezervele României sunt în descreștere. Dacă nu găsești ceva nou, nu pui ceva nou în loc, tot lând, ele scad. Romgazul nu și-a scăzut producția, ba din contră își va crește producția, inclusiv prin legarea la sistemul național a unor noi sonde. A scăzut producția, evident, la celălalt mare producător, la OMV Petrom, din motive de scădere a zăcămintelor. Eu o să am discuții cu ambii producători în săptămânile următoare, să vedem ce putem face pentru a opri acest declin. Evident, odată cu finalizarea achiziției de către Romgaz a participației Exxon în Marea Neagră, vorbim de o decizie de investiții în Marea Neagră și vorbim de intrarea pe piața românească din 2026 a gazelor multe din Marea Neagră. Răscumpărați sigur acțiunile Exxon care s-a retras din Marea Neagră? Exxon este în negociere exclusivă cu Romgaz. Mai multe nu vă pot spune. Fiind negociere exclusivă, înseamnă că negociază, au ajuns la o înțelegere globală și discută în continuare următorii termeni. Aici e o chestie sensibilă și vreau să vă întreb, în situația în care ei răscumpără, în cât timp ar putea să înceapă exploatarea? V-am spus că eu cred că anul viitor va fi luată decizia de investiție și primele gaze vor veni în 2026. 2026. Și avem 4 ani până în 2030, când deja Uniunea Europeană nu mai finanțează. Uniunea Europeană nu mai finanțează, oricum nu finanțează nici acum Uniunea Europeană descoperirile de gaz, nu mai finanțează producerea din fonduri europene, producerea de energie electrică în bază de gaz. Dar gazul va funcționa mulți ani de aici încolo, deci vorbim de 2050 neutralitate din punct de vedere al gazului, apar deja tehnologii de amestec gaz cu hidrogen, în procent 30% hidrogen vorbim și 70% gaz natural, sunt convins că gazul natural va funcționa mult timp de aici. Deci nu vorbim că e o investiție profitabilă. Este o investiție foarte profitabilă, iar petrochimia nu s-a schimbat. Tot din gaz se face. Petrochimia tot din gaz se face. Petrochimia a dispărut între primele. Tot în strategia Romgaz o să vedeți că... Și chimia mai ales. O să fie o parte de o investiție în petrochimie. Vorbim într-o fabrică de metanol care folosește tot gazul și metanolul nu are emisii de mari de CO2. Întorcându-mă un pic la
partea cu liberalizarea și cu prețul gazului. Tocmai v-am dat un exemplu de un preț al gazului care este foarte volatil, este indus în piață, nu are legătură nici cu costurile de producție, că au crescut, nu are legătură în momentul de față cu piața și știm că jocul gazului este un joc geopolitic. Iar eu cred la fel că în momentul când Nord Stream 2 va fi gata și probabil că va fi gata la începutul anului viitor și va funcționa, o să asistăm la scăderea prețului gazului. Da, unii spun că Nord Stream 2 e nasol pentru România, pentru că e înțelegere Rusia-Germania și ne-a scos până din joc. Scos și de-aia mă întreabă că energia salvează sau îngropă România? Nu, a scos Ucraina din joc, nu, sau vor să scoată Ucraina din joc. Vă pot spune, știți că erau vorbe că Burua, conducta pe care noi am făcut-o, va fi o țeavă goală. Nu, Burua funcționează 100%. În momentul de față este umplută 100%. Este tranzit prin Burua, o parte se oprește în România, o parte se duce mai departe. Deci România este pe harta de transport a gazelor naturale. Dar unde e hub-ul ăsta de unde se dirigează către Europa toate resursele astea? În România sau în Ungaria? În România nu avem în momentul de față. De ce nu avem? Singura... Adică nu avem niște resurse, dar nu avem hub. Pentru că de-a lungul timpului, până acum, până când s-a finalizat această conductă anul trecut, la sfârșitul anului trecut, cât a fost pusă în funcțiune, România nu avea o conductă de transport, de tranzit, care să vină la intrare în țară, să iasă la ieșire în țară. Asta înseamnă că România n-a gândit pe termen mediu și lung. România nu a avut. Această conductă este în momentul de față funcțională și România poate deveni un hub. România poate deveni un factor de aprovizionare și cu gazele din Marea Neagră pentru Republica Moldova, de asemenea și pentru Ucraina. România asta poate cu Republica Moldova, ok, în regulă, dar nu sunt eu foarte convins că ei vor plăti facturile la timp. Eu sper că lucrurile acolo și să văd, intră într-o normalitate. Avem un guvern prieten, un guvern pro-european, prieten României și eu cred că și lucrurile asta acolo... Asta înseamnă că are și bani. Eu cred că vor intra și ei într-o normalitate. Da, astăzi, da, chiar, apropo, astăzi la ora 6, chiar o să mă duc la ziua Republicii Moldova. Astăzi ei împlinesc 30 de ani de la independența Moldovei și este o recepție și astăzi o să mă duc să le transmit un mesaj din partea noastră. Ok. Domnule ministru, vreau să revenim la o chestiune care preocupă și anume. Deci prețul la gaz conform INSE-ului a crescut cu 20% în ultimul an, cel al energiei electrice cu 25% în ultimul an, astea sunt datele oficiale. Există foarte multe semnale că s-a triplat prețul lemnului, că unii se încălzesc la țară cu lemne. Cum vor arăta facturile în iarna asta? Evident că facturile vor fi mai mari în această iarnă. La prețul lemnului, vorbim de legea consumatorului vulnerabil, unde acolo prețul lemnului este... Persoanele cu venituri mici sunt ajutate inclusiv pentru încălzirea pe lemne. Știți, gradul de pătrundere al rețelei de gaze în România este undeva la 40%. A mai crescut un pic. E foarte mic în comparație cu statele civilizate europene și trebuie să-l creștem. Îl vom crește în așa fel încât să ajungem în 2026 cu consumul de gaz care vine din Marea Neagră, cu un consum foarte mare din gazul românesc în România. Consumul de gaz din Marea Neagră, gazul ăla, e mai scump decât gazul de pe continent? Nu. Nu. Prețul, pe extracție. Gazul din Marea Neagră va fi vândut la prețul pieței. La cât da, va... dar el ca nu. Preț? Nu, nu, nu. Tehnologia e mai scumpă. Tehnologia este mai este diferită, dar nu este mai scumpă. Este la același coșul că se ține cont este de la același, va fi la același preț ca și gazul român din onshore, este prețul de pe piață. Deci nu e mai... Da, e prețul de pe piață, numai că ei atunci când prețul este defavorabil că scade, s-ar putea să oprească ca să nu piardă. Nu cred că se va întâmpla acest lucru. În momentul când te apuci să faci o investiție de miliarde de dolari ca să scoți niște gaz, îl scoți și nimeni, consumi. Nimeni pe lumea asta nu, face ca nu să vrea stea. Să meargă în pierdere. Da, nu vorbim de preț în pierdere. Nu cred că vom mai asista la prețuri ca anul trecut când eram în pandemie, când aveam preț negativ al petrolului. Bun, trebuia... Nu ne dorim să mai fim în situația de anul trecut. Trebuia să explicăm de ce e prețul negativ, iar eu spuneam că nu e bine, nici că e mic prețul petrolului, nici că e negativ, că asta e un semnal prost pentru economie. Bun. Domnule ministru, în momentul ăsta, cât importăm și cât exportăm în materie de energie electrică? La 6 luni am fost exportator net. La 8 luni suntem iară importator net. Am avut o caniculă. N-a bătut vântul. Dacă ați observat, a scăzut eolianul și hidro. A scăzut eolianul și hidro, evident, pentru că, fiind caniculă, n-au mai fost... Lacurile au trebuit să fie menținute la un nivel în așa fel încât să nu ne prindă iarna sub acel nivel. Și în momentul de față, lacurile sunt...
foarte bine din punct de vedere al potențialului hidrografic. Dacă vă uitați în fiecare zi, dacă reușiți să vă uitați pe site-ul Transelectricii, o să vedeți că în momentul când avem energie eoliană, exportăm. Cum nu avem energie eoliană, importăm. Faptul că importăm, de principiu, nu e un lucru rău. România este conectată cu toate statele europene. Este o gătuire, ca să punem lucrurile la punct. Este o gătuire între Austria și Ungaria. Dacă n-ar fi această gătuire între Austria și Ungaria, și aici o să ne interesăm la Șarugașa, NRE-ul și Transelectrica... Când spuneți gătuire, e de natură tehnică este sau de natură decizională? Nu, este de natură tehnică, pentru că decizional o linie de 30 de kilometri între Ungaria și Austria nu a fost finalizată. A, deci... Decizională, deci tehnică și decizională, da. Păi, da, v-am întrebat. Care este în planul de dezvoltare a rețelei transeuropene și care trebuie făcută, pentru că avem și o ruptură de prețuri între Ungaria, România și partea Cehia și partea Austria, Germania. Germania, țările nordice, beneficiază foarte multă energie mai ieftină eoliană din Marea Nordului și aceasta nu mai poate să ajungă surplusul înspre România, care este capăt de linie. Pentru probleme că decizionale tehnice. Din cauza acelei probleme, deci sunt anumite gătuiri și trebuie rezolvate și acest lucru, le-am identificat, pentru că e foarte frumos să avem o rețea europeană comună și energia să curge de la cel mai ieftin la cel mai scump și atunci când o să avem nevoie, să poată să vină și energie ieftină. Cert este că e clar că dacă din 2015, când au fost ultimele investiții în regenerabile, nu s-a mai pus nimica piatră pe piatră, cum să spunem, s-a mai făcut nicio investiție, e clar că trebuie în ritm alert pornite investițiile în producția de energie electrică. Iar nu trebuie să ne uităm numai la regenerabile, pentru că v-am dat exemplu cu vântul. Dacă nu bate vântul, degeaba ai capacități instalate, ele nu produc. Trebuie să avem și energie produsă în bandă, de acord cu Pactul Verde European, dar decarbonare fără energie nucleară, eu am spus-o și o tot spun de acum acolo, nu se poate face. Bun, ce se întâmplă cu Cernavodă? Cernavodă 3 și 4, suntem în continuare cu acel consorțiu român-american, canadian-francez, discutăm soluțiile de finanțare și credeți-mă că vom avea și anunțuri cât de curând. Acolo ar fi 1400 de megawatts. 1400 de megawatts, luăm în discuție inclusiv în acel acord interguvernamental, vorbim și de noi tehnologii nucleare, luăm în discuție inclusiv noile tehnologii nucleare, cât pe lângă 3 și 4. Investiția, cât o să ne coste? Este... Totuși, aș prefera să o aveți din surse publice. Asta un este miliard de dolari am citit din surse publice. Este o investiție care în momentul de față nu poate fi făcută public. Bun, ok. Din surse publice, eu am descoperit cifra de 8 miliarde de dolari. Și atunci vă întreb, cum până la urmă, asta, dacă ar fi oricum, indiferent de cifră, ea se face din împrumuturi în general, că nimeni nu-i nebun să pună da. Cash pe masă. Nu se lucrează așa. Se lucrează cu bancare în spate. Și atunci vă întreb, de ce cu acești bani de pildă n-am putea să facem 8.000 de megawatts pe regenerabilă? Pentru că și preferăm 1.400 pe nucleară. Eu nu vă pot confirma această sumă la 3 și la Cernavodă. Considerăm că nu ne-ați confirmat. O să zicem că e o sumă X. La acea investiție de la Cernavodă, probabil că vă referiți inclusiv la retehnologizarea unității 1, care expiră. Da, care are o vechime. Care are o vechime și din 2026 trebuie retubată, deci trebuie pentru a avea încă 25 de ani de aici acolo de folosință. Deci haideți să luăm absolut toate lucrurile. Dar dacă facem 1000 MW de energie sau X MW de energie regenerabilă fără să punem și tehnologii de stocare lângă, o să ne uităm iară la... Păi cu tehnologii de stocare am ieșit cam la aceeași sumă. Nu. Tehnologia de stocare este cam dublează valoarea investiției în energie. Deci dacă, de exemplu, pentru un megawatt de energie eoliană, vorbim de 1.200.000 de euro pe megawatt, încă atât ar trebui, dacă vrem, încă un megawatt de stocare. Foștii mei colegi de facultate, mă rog, de liceu, că facultățile au fost diferite, mi-au făcut următorul calcul. 8.000 de megawatt pe energie regenerabilă, care înseamnă plus capacități de stocare, ar însemna cam tot în zona sumei vehiculate pentru investițiile de la Cernavodă. Nu. Nu, deci v-am spus cât costă. Iar fotovoltaic costă în jur de 800.000, mai puțin. Avantajul energiei eoliene este că are un număr de ore de funcționare mai mare, în jur de 2300 de ore pe an. Energia fotovoltaică are 1300 de ore pe an. În schimb, avem un potențial enorm care trebuie valorificat al energiei eoliene din Marea Neagră. Acolo și acolo vorbim de 5000 de ore de funcționare, adică vorbim de mai mult. Dar 8000 de megawatts în energie
în energie fotovoltaică sau în energie eoliană, gândiți-vă față de 8.000 de ore cât producem bandă, orice, că e pe gaz, că e nuclear, înseamnă practic de 4 ori mai puțin energie livrată. Da, domnule ministru, trece timpul și vreau să s-a adoptat legea asta a consumatorului vulnerabil. A intrat pe repede înainte și cred că e bine că s-a întâmplat asta. E foarte bine că a fost adoptat. Da, vă întreb dacă ajută foarte mult. De pildă, e o grilă aici. În proporție de 100% din valoarea de referință, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este până la 200 de lei. După care scade 90, 80, 70, 60%, ajungem la 10% în situația în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1280 și 2053 de lei. Ajută acest 10%, facturile pot fi foarte mari. V-am dat consumul mediu la energie electrică al unui consumator care nu are neapărat salariu minim. Dar dacă factura este de 50 de kilowatts lunar, înmulțim la un preț mediu care nu mai este 0,62 de bani cu tot, cu mare hidroelectrică, cel mai mic proiect este 80 de bani, înseamnă 40 de lei. 10% din 500 de lei înseamnă 50 de lei. Asta presupune că cineva care, domnule ministru, la 1280 de lei se moare de foame. Nu, vă spuneam, adică acoperă întreaga factură. Nu, 10%. Nu, 10%. Presupunem că e, se încadrează în 50 de kilowatt sau nu. Nu m-ați înțeles. Atât, asta e consumul real în România. Și vorbim pe date de consum, nu vorbim pe estimări. Datele de care le-am... Foarte mulți sunt lasate care consumă așa, dar atâta... există orășeni care au 1280 pe lună. Există și orășeni. Nu pot consuma doar 50. O factură de 100 de kilowatt înseamnă 80 de lei. Din 80 de lei, 10% din 500 de lei, că atâta este... este 50 de lei, deci practic plătește doar 30 de lei factura, mult mai puțin decât plătește. Ok, deci asta spuneți că va fi deci vis-a-vis de energie. Problema care se pune și de aceea venim pe această iarnă cu suplimentar, unde o să intre absolut toți, este va crește consumul la gaz natural. Pentru că iarna se consumă mai mult gaz natural. Vara degeaba poți să spui că prețul vara se consumă mai mult electricitate. Electricitate să știți aerul condiționat, ca să poți să suporți în București camerele de bloc. Nu poți altfel. Acolo se pune problema și acolo gândim compensarea să fie, pentru mai multă lume. Ok, deci la consumul de energie electrică adică, pe timp de vară, pentru că e insuportabil, de pildă, în București, să n-ai aer condiționat la evident, bloc vara. Nu poți trăi. E o condiție care, 40 practic, de grade. Tot românul ar trebui să poată să beneficieze de această de aer condiționat. Noi avem niște angajamente, probabil cu termene foarte clare, pe energie verde la Uniunea Europeană. Care sunt termenele și care sunt costurile? Deci ne-am asumat prin Planul de Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice, și, dacă nu mă înșel, 7 gigawatts până în 2030. Asta a spus 8.000. 7 gigawatts până în 2030. Ce o să-i facem? Avem bani în Planul Național de Reconstrucție și Reziliență. Da, n-au venit. O să avem 1.600.000.000. I-a trimis domnul Ghinea? Adică, noi am încheiat negocierile pe capitolul de energie. Să știți, multă lume zicea că nu o să încheiem. Am încheiat negocierile pe capitolul de energie. Și când vin banii? Domnul Ghinea parcă vorbea ca și când ar fi venit. Apropo, n-au venit banii, dar a plecat Ghinea, nu? A plecat. Noi am încheiat negocierile pe capitolul de energie. Sunt convins că, așa cum primul ministru a spus, în cursul lunii septembrie vom primi ok-ul pe PNRR. Deci eu cred că vom primi, acolo avem 1.600.000, dar avem un fond de modernizare. România este unul dintre cele 12 state și acolo avem 10 miliarde de euro până în 2030 pentru energie, capitolul de energie în România. Fie că vorbim de regenerabile, fie că vorbim de producție pe bază de gaz a energiei, că putem folosi acolo, fie că vorbim de reabilitare rețele termice și aici UAT-urile trebuie să știe că vor putea accesa începând cu începutul anului deci viitor. Ce facem cu termicul în București, că mor oamenii de frig iarna? Că vor putea accesa. Le dă bani guvernul primării generale să achiziționeze Elcenul? Elcenul, primarul general al Capitalei și-a exprimat intenția de a achiziționa Elcenul. Eu am spus că sunt de acord cu acest lucru. Înțeleg că săptămâna trecută a fost o hotărâre de Consiliul Local. Și cu ce bani plătesc? Eu cred că domnul primar general și-a făcut calculele și știe despre ce este vorba. Stați puțin, că nu sunt bani, scrie toată presa.
N-are cum, cred nici măcar prima rată nu poate să o dea. Cred că ar trebui să aveți o discuție cu domnul primar, să spună exact de unde. Cred că primăria generală oricum poate să acceseze împrumuturi pentru achiziție, pentru acest gen de lucruri. Mi se pare normal să avem un sistem integrat. Să cumperi un Maybach și să n-ai bani nici de Dacia, adică... Acum, nici el cedul nu-i Maybach, haide să nu exagerăm. Că la valoarea prețului, domnule ministru, la asta mă referam. El ce nu poate deveni un Maybach, dacă... și are studiile de fezabilitate făcute, accesează fondul de modernizare și modernizează toate centralele ca să fie foarte eficiente. Cât durează? Adică sunt 4.000 și ceva de kilometri de conductă. În ritmul în care se repară azi, în câte sute de ani terminăm? Aceste informații sunt la Termoenergetica. Ei au semnat un contract, dacă nu mă înșel, de vreo 200 de milioane de euro, parcă pentru... reabilitarea unui tronson, unor tronsoane, unor kilometri de conductă. Nu știu dacă s-au apucat, parcă era în licitație. Deci nu cred că s-au apucat, dar cert este că fără reabilitare, ce vreau să spun, fără reabilitarea rețelei de transport nu mai în București, peste tot, degeaba vorbim de producție de categoric, gigacalorii, adică pentru că se duce în pământ. Îți iese apa prin țep și ți arde de cumpărat. Și trebuie să aduci apă de adaugă și uite așa se supra... Și uite așa crește factura. Și uite așa crește factura. Deci... Da, pentru că mai avem foarte puțin timp, sunteți acum interimar și la economie, deci practic ați fuzionat cele două ministere, nu, anul 45 trecut, anul trecut era mai bine, pentru că era o singură comandă, era un singur minister, era mai bine. Era mai bine anul trecut de tipi acum. Pentru că era o singură... Se mai întorc oamenii ăștia, foștii dumneavoastră colegi, credeți că se mai întorc în coaliție? Noi ne dorim o coaliție de dreapta, asta este evident. Sunteți sigur că sunt de dreapta? Dar ceea ce spun dânsii că vin de afară premierul Câțu este absurd. Nu poți să-i comanzi Partidului Național Liberal pe cine să pună premier. Forurile statutare au stabilit, Florin Câțu este premierul, noi suntem alături de premier și nu poți face jocuri interiorul Partidului Național Liberal că vrei premier pe X sau pe Y. Nu. Premierul este stabilit de PNL. Și țin în continuare la ideea că domnul Câțu e cu... mi s-au retras sprijinul din punctul lor de vedere și a ieșit din guvern, credeți că se mai întorc în condiția asta? Sunt convins că vor analiza foarte serios acest lucru și vor ieși din logica Congresului Partidului Național Liberal și vor lua deciziile, probabil după Congresul Partidului Național, cele mai bune pentru... Dați un pronostic că se reface coaliția după Congresul PNL? Eu sper că această coaliție va funcționa și după Congresul. Da, funcționați acum ca interimar mai bine fără ei sau era mai bine cu ei? Să știți că nu mi-am dorit să mai preiau un minister pentru că este foarte mult de lucru la Ministerul Energiei și încep proiecte și... sunt începute și vreau să le duc la bun sfârșit. Mi-am propus că la sfârșitul mandatului din 2024 să fie pornite investițiile de la Cernavodă, care sunt extraordinar de importante pentru sistemul securitatea energetică a României. Să avem exploatările din Marea Neagră pornite, construcțiile acolo, investițiile acolo. Deci am foarte multe lucruri de făcut. Să avem foarte multă energie regenerabilă deja pusă în sistem la final de mandat. Deci nu mi-am dorit deloc acest lucru. O să-l gestionez timp de 45 de zile și sunt convins că voi gestiona foarte bine timp de 45 de zile și aștept ca să vină un coleg să preia acel minister după aceste 45 de zile. Domnul ministru Virgil Popescu, ministru energiei și interimar la economie, a fost astăzi la DC News și DC News TV. Mulțumesc, domnului ministru. Rămâneți cu noi, doamnelor și domnilor, și ne revedem la ce se întâmplă săptămâna viitoare, joi la 12. Pe curând!